Românilor le place să facă haz de necaz, după cum arată și un studiu realizat de către o companie. Din el reiese că suntem mai optimiști decât toți vecinii din Balcan și vedem mereu partea plină a paharului. În același timp, suntem și mai conectați cu familiile decât bulgarii, ungurii sau sârbii. România este țara din Balcani, care are un număr considerabil de oameni care văd partea plină a paharului un sondaj realizat de compania Daedalus Online, într-un procent de 81%, românii au spus că văd partea plină a paharului. Stăm bine în comparație cu celelalte state balcanice și atunci când vorbim despre bunăstarea noastră, 64% din români spun că au o viață bună cu mult față de greci sau unguri. Mereu sper și gândești că trebuie să fie și o parte bună în ceea ce se întâmplă și atunci te bucur de fiecare moment al vieții. Daniel Enescu spune, vedem foarte mulți oameni care se așteaptă ca viitorul să fie mai bun față de alții sunt mai optimiști, dar sunt foarte stresați. Iar atunci când avem nevoie de pace și liniște, refugiul nostru este în familie, față de vecinii unguri care, după procent, nu sunt la fel de dornici să petreacă timpul de calitate cu cei din familie. Cu toate acestea, Ungaria este țara în care oamenii declară că au râs mult în cea mai mare proporție. România ocupă locul 2, iar Grecia ultimul loc. De asemenea, același studiu arată faptul că, pentru războiul din Ucraina, 73% din români cred că vinovați sunt ruși. în timp ce puțin peste 30% dintre sârbi și bulgari cred că de vină sunt Statele Unite ale Americii, relatează știrile pro